acolo de jos, cu atâta dragoste, pasiune, dezinteres, cum am servit-o eu. I-am dat totul, de la munca până la banul nostru. Nimeni în această țară n-a servit poporul de jos cu atâta dragoste, pasiune, dezinteres cum am servit-o eu. Iată cum începe o scrisoare adresată soției sale, semnată de mareșalul Ion Antonescu. Ok, este? Da, tată. Acum da, acum facem o da? Da. Să-i poată transmite o banderolă fiului său unde a
Cred că da, avem nevoie. Părere de rău, se pare că din situația care o avem la moment, s-a cam utilizat vina aceea bărbătească și nu în zadar, Mareșalul Ion Antonescu este o zadar. Ultimul bărbat al neamului românesc care a șters rușinea atunci când a fost ocupată Basarabia la 28 iunie 40. M-a interesat mai mult deoarece e un personaj care, cu toate că este tragic, a făcut atâta lucruri frumoase și oamenii, lumea, inclusiv și cea care se consideră cumva mai cărturară sau intelectuală, nu cunosc multe lucruri, fiindcă din spuse că a spus undeva ceva, cuiva, nu este de asta și probabil mi-am ales metoda de a recurge la documentele de arhivă, fiindcă împotriva la document nu mai pot face nimic. Tot felul de vorbe, să zicem, foarte deocheate, fiindcă nu pot să caracterizez un om care a fost un mare patriot, un om care a eliberat Basarabia de ocupația sovietică și un om care întotdeauna a dat dovadă de un eroism fără de seamă. Îl numesc cum vreți și îl fac și fascist, îl fac și antisemit, toate care a fost nici una, nici alta. Fiindcă, să zicem așa, rădăcinile care încercau să fie crescute prin intermediul extern de Germania fascistă, a fost partea a doua din biserica Gărzii de Fier. După ce a fost căznit capitanul și la conducerea Gărzii de Fier a venit Horea Sima. Dar anume, Mareșalul a lichidat rebeliunea, așa numită, zicem, în ghilimele, a regionarilor și a dat dovadă că este, țara asta este putere de stat și nu va da voie cuiva ca să joace pesta pentru o carte națională, zicem așa. Mi-ați dat o întrebare foarte emoționantă pentru mine, probabil, de aceea, fiindcă următoarea carte a mea, care deja este bine cumpărată și ca și coperta este gata, se va numi Basarabia Mareșalului Antonescu. Deci un volum de documente inedite din Arhiva Națională, pe care le-am depistat pe parcursul aproape la 8 ani, și îl arată fața reală, nu acea care e hajurată de sovietici sau de alte elemente care caută să șteargă culoarea națională noastră. Să zicem, în următorul volum va intra documente excepționale, fiindcă de câteva ore a fost prezent în Basarabia Mareșalul Antonescu, a făcut câteva inspecții și chiar a dat diferite dispoziții pentru foarte multă lume destul de emoționante. De exemplu, a făcut o inspecție în județul Orhei și a găsit într-un sat pe un băiețel fiind la școală de excursie. Era luna decembrie. În jurul la cazul ăsta a fost făcut o discuție și s-au luat niște măsuri foarte drastice. Antonescu era un om foarte sever, dar corect și, de exemplu, același care v-am pornit să vă spun, a fost pedepsit părintele, a fost chemat la școală părintele acestui copil, a fost chemat directorul școlii, a fost chemat de la plasă toate serviciile. Cum se poate? Și în text este chiar cuvintele Mareșalului. Cum se poate un român să vină la școală descurț în luna decembrie? Că asta este o rușine națională și a
acestea, adică aduc prejudicii nu numai asta, dar întregului popor. În aceeași zi a fost și încălțat și îmbrăcat și în gene s-a luat niște măsuri, fiindcă după ce trecea Antonescu, deci erau, creșteau și podurile și toate. Mulțumim tare mult. Mie mi-a nicio problemă.